Viteză a fost primul meu proiect la Liceul Ghiba Birta, în care mi-am dorit foarte mult să interacționez cu acești elevi minunați, din dorința de a afla care sunt nevoile noi generații. O generație care, de altfel, are foarte multe informații și au la îndemână foarte multe produse, ca să pot înțelege mai mult partea de îngrijire a părului. Unde întrebărilor, mi-a plăcut faptul că aveau informații vis-a-vis de ce înseamnă și cum să ne îngrijim părul. Este vorba în primul rând despre o educație a părului. M-am bucurat foarte tare în momentul în care Ramona a venit cu această idee. Am înțeles că ea este prezentă în mintea ei de ceva vreme, dar uite, acum a ajuns la înfăptuire. Mă bucur foarte tare de deschiderea pe care am găsit-o în rândul directorilor, instituțiilor de învățământ, a cadrelor didactice. Exact așa cum ați putut vedea și astăzi aici, a fost doamna dirigintă a uneia dintre clasele prezente, a fost foarte activă, a pus întrebări. Elevii, de asemenea, au fost și ei foarte activi, culmea, mai mult băieții decât fetele, dar e important să știm că toată lumea merge și își îngrijește părul. Ne vedem la următoarea școală!